Al doilea val de pandemie a luat pe sus cafenelele și le-a răsturnat pe internet. Patronii le vând pentru că nu-și mai permit să le țină deschise. Sunt zeci de cafenele scoase la vânzare pe un site. Unul dintre patronii care nu-și mai pot plăti angajații este un fost militar ucrainean care și-a împlinit visul de a fi antreprenor aici în România. Omul renunță la a cincea din cele opt cafenele care i-au adus profit până acum. Include absolut toate resursele de care are nevoie o persoană pregătită ca să dea drumul la activitate. 2019 a fost un an bun care a fost o cifră de afacere de peste 200 și ceva de mii de euro. Într-un moment dat n-am mai putut să ducem toate activitățile pe minus. Deci acum anunțurile sunt simplu, nu mai spui vând cafea, vând cafenea. Deci, distanța e mică. În litere distanța e foarte, foarte mică, altfel însă e o investiție uriașă, financiară, emoțională, de mult stres. Oamenii ăștia s-au luptat, s-au chinuit, au încercat să-și țină business-urile, să le lanseze, să facă un brand. Majoritatea sunt business-uri născute din pasiune, sunt business-uri mici care ar trebui susținute de comunitățile locale, mai ales pentru că fără oameni care să vină și să consume în mod repetat, nu există viitor, nu există locuri de muncă, nu există bunăstare în jurul. Asta este momentul în care vedem dacă există sau nu o comunitate, dacă oamenii se ajută, dacă sar să-l sprijine pe cel la masa căruia s-au bucurat, poate nu odată. Au avut momente calme, calde, prietenoase, de fericire. Greu de crezut, pentru că în acest moment sunt foarte multe anunțuri vând cafenea pe OLX. Acolo se întâmplă o parte dintre tranzacții. În așteptarea unor măsuri mai legere.